vrea să vă salut cu pacea Domnului. Mă bucur și sunt onorat să fiu astăzi aici la dumneavoastră. Aș vrea din nou să mă prezint. Mă numesc Andrei Florea, sunt din comunitatea Românești, județul Tâmbovița. Și nu am venit ca să vă țin o predică, ci am venit să vă expun o prezentare din viața mea. Am vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 126, pagina 630. Și aș vrea să dau citire. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu-ne înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cerea cu cântări de bucurie, de veselie. Cei ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Înainte de a începe discursul meu, aș vrea să vă spun că prezentarea de astăzi este legată de o cântare și aș vrea pe fratele Ionel să cânte cântarea Adio lume tu. Au fost multe ocazii când mergeam la închisoare cu chitara și nu se putea să plec. Era mare păcat. Nu se putea să plec, nu mă lăsau să plec până nu cântam cântarea asta de fiecare dată. O să vedeți de ce le plăceau foarte mult cântarea asta. Multă vreme lumea am fost cu tine, dar acum a sosit momentul să ne despărțim pe drum. Tu rămâi cu tine să-ți urmezi doar calea ta, dar eu nu mai merg cu tine alăturea. Știi că aveam plăcere mare să te ascult când îmi înșirai povești și basme de demult. Când pierdeam cu tine nopți întregi și zile întregi, dar s-a terminat și acum vreau să mă înțelegi. Adio lume tu, prietenia s-a sfârșit, mă-ntorc la cel ce pentru mine mult a suferit. El nu-i un simplu om, e Dumnezeu adevărat, prin el trăiesc și sunt curat, ce minunat. Niciun sens cu tine are viața pe pământ, căci tot ce mi-oferi e numai coană după vânt. Umblu zi și noapte după lucruri fără rost, la urmă rămân tot așa gol cum am fost. Nu mai merg cu tine pentru că te știu și mă bucur astăzi fiindcă nu e prea târziu. Căci de ce să pierd cât încă pot să fiu salvat prin sfântul tău cuvânt cel binecuvântat. Adio lume tu, prietenia s-a sfârșit, mă-ntorc la cel ce pentru mine mult a suferit. El nu-i un simplu om, sunt curat,
ce minunat. Știu că vei lupta de acum împotriva mea, îmi vei fi vrăjmaș câtă putere vei avea. Îmi vei lua din drepturi și mă vei batjocori, dar orice vei face nu vei izbuti, căci împărăția noastră este în ceruri sus, unde ne va duce bunul Domn Iisus. El îmi dă din tot ce-a lui și totu-i foarte bun, de aceea mă opresc și hotărât îți spun. Adio lume tu, prietenia s-a sfârșit, mă-ntorc la cel ce pentru mine mult a suferit. El nu-i un simplu om, e Dumnezeu adevărat, prin el trăiesc și sunt curat, ce minunat. Nu știu dacă s-a mai cântat cântarea aici, s-a mai cântat? Nu? Dar mesajul din această cântare poate vi se pare un pic diferit. Mesajul din această cântare spune părăsirea unei lumi și intrarea într-o altă lume, lumea care pe acest pământ nu este decât călătoare. Poate vă întrebați cum am putut să ajung astăzi aici. Poate mult spune, bineînțeles că poate te aduce autobuzul sau poate vii cu trenul. Dar dacă astăzi sunt aici, se datorează și faptului că cândva cu timpul în urmă, cineva de aici, din Târgoviște, și nu o singură persoană, ci mai multe, s-au implicat ca eu să ajung astăzi aici. Știți lucrul acesta sau nu? Nu. Eu am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu în penitenciar unde am executat 12 ani. Și așa cum a spus fratele Ioner, era o cântare de suflet. O cântare care ne făcea să renunțăm la o viață și să începem o altă viață. Am citit la început când a adus Domnul înapoi pe prinșii lui de război, parcă visam. Cândva am fost prins de război. Dar am câștigat eliberarea prin Iisus Hristos și datorită faptului că alții și-au irosit timpul să ajungă acolo și să întindă o mână și să arate o cale către cer. În penitenciar eu am fost pentru o infracțiune nu așa de frumoasă sau eu, nici bine văzută în societate, am fost cu omor. Dar n-am apucat să fac decât aproximativ, aproape un an, deoarece s-a produs ceva. Și acel ceva a fost schimbarea unei vieți și începerea unei altea. Din cei 12 ani pe care i-am executat, 11 i-am executat alături de Domnul. Și lucrul acesta a făcut o trecere, că atunci când gândeam că suntem cantități neglijabile, cantități uitate sau, cum se spunea, o pleavă a societății, o portiță s-a deschis și o transformare s-a făcut. Nu este timp ca să-i spun prea mult, dar un lucru s-a produs. Atunci când am luat contact cu cuvântul lui Dumnezeu, a apărut în minte dorința de a face ceva, a coopera și de a lucra, de a spune și altora lucrul acesta. Și s-a născut în mine o dorință, nu știu dacă o intuiți,
o dorință de a fi misionar. Poate vă gândiți cum poți să ai o dorință de a fi misionar în spatele unor gratii, nu? Se poate, ce ziceți? Se poate, nu? Frații, pot să spună dacă se poate sau nu. Am început să mă arunc în lucrare acolo interioară, pentru că cei care veneau din afară nu putea să lucreze în interior, ei veneau cu sprijinul, timpul lor, programele lor, consilierea lor și toate celelalte lucruri. Și acolo s-a format un grup destul de solid, un grup poate, și sunt sigur că a trecut pe aici, pe la amvonul acesta, se numea vechea garda noastră. Primul lucru pe care l-am făcut, mă împrietenisem cu un băiat, George, din București, și ne-am propus împreună să avem o țintă, ca să putem să, ca lucrarea să ia amploare în acel loc. Și ținta noastră a fost compartimentul cultural educativ, unde slujea, ca psiholog, știți cine? M-ați aduce aminte, frate Ionel? Fratele Mogoș. Și ne-am pus ținta ca fratele Mogoș. Și totdeauna am început să-l bombardăm, ba unul, ba altul, până când într-o zi dânsul s-a botezat. Dar lucrul acesta a făcut ca să stârnească din partea preotului de acolo un pic de gelozie și a zis, trebuie să scăpăm de ăștia de aici. Și mi-a scris, mi-aduc aminte că m-a pus pe curs la Aiut și mi-a scris prozeletism religios. Poate e de mirare în secolul acesta și după o revoluție să scrii lucrul acesta și m-a costat. Acolo era foarte greu la Aiut, dar și acolo a trebuit să fie o lucrare. Lucrarea continua că și acolo am dat de un grup de baptiști. Vreau să vă spun că a fost foarte greu ca să ies la întrunirile de acolo, pentru că nu-mi dădea voie. Dar cei care sunt, mă știu, fiindcă firea mea este un pic mai încăpățânată, nu cedez. Și când îmi spunea că nu vei ieși, eu spuneam, voi ieși. Dar nu ți-am spus că nu vei ieși, voi ieși. Și i-am spus odată la un colonel, chiar dumneavoastră mă veți scoate, vă spun sincer că dumneavoastră. Era acolo un frate Stănoiu și a prins o vizită cu o delegație din exterior și a spus, avem acolo un deținut care nu poate să iasă. Și știți cine a venit să mă scoată? Chiar colonelul care i-am spus. Lucrarea am început să continuăm și de acolo. Și de acolo este un suflet Călinescu, dacă mă știe Ionel. Din cei care a fost. Dar important e un lucru că m-am întors înapoi în Mărgineni și după ce m-am întors înapoi în Mărgineni, cântarea pe care fratele Ionel a cântat-o a devenit ca un hit pentru noi. O cântare de suflet și așa cum era asaltat ca să nu plece până nu se termină. Din penitenciar ar fi experiențe destul de mult, dar am să mă rezum foarte puțin și poate chiar la una dintre ele. În penitenciar mi s-a acordat libertatea de a avea acel tabel, de a scrie pentru frați, dar cel care mă obstrucționa nu era altul decât preotul de acolo, se numea Matei Toma Tiberiu. Și într-o zi a zis să facem ceva ca ăsta să-l aducem la tăcere. Și când veneau deținuții pe carantină, el se ducea și le spunea, măi, fiți atenți care e problema, voi vă feriți de Andrei Florea. Să nu luați contact cu ăsta. Știți ce însemna pentru deținuți când le spunea lucrul acesta? Ei credeau că ăsta e cel mai periculos din penitenciar și cu ăsta trebuie să mă pun bine. Așa că veneau, mă contactau la vizite și eu scriam pe tabel, deci preotul mi-i trimitea. Și a zis el, măi, ceva nu e în regulă, tot crește. Până a reușit să facă acel lucru. O altă experiență din penitenciar, m-a pus șef de detașament în hala 6, fabrica de mobilă. Acolo, pe lângă faptul că aveam 40 de deținuți care trebuia să am grijă de ei, aveam și încă 4 civili. Într-o zi, era vineri,
Zic să mă pregătesc pentru sabat. M-am dus să-mi calc ținuta, dar în momentul când am pus în apă fierul de călcat, m-a electrocutat, am venit pe spate și dacă știți, sunt capre din alea pe care se transportă mobila. Am venit cu capul direct în colțul la un metal dintre lași. Am început să-mi pus mâna, curgea sânge. Acum primul lucru care am spus, am chemat pe cineva și am zis, du-te în birou și adun tabelul pentru mâine, că trebuie să merg la infirmerie să mă panseze și zic, nu m-am timp să mă întorc înapoi, că mâine se scol la frații. Știți ce s-a interpretat? Că am început să iau razna de la pierderea de sânge și am spus, duceți-vă și luați lucrurile. Am ajuns în detenție, la infirmerie, numai gata să-l ducem la Ploiești, la spital, pentru că e grav. Am spus, dom'le, haideți repede că apune soarele și sunt și nebărbierii și trebuie să mă pregătesc. Și îți mai spui ei, fine, las că a luat-o săracul. I-am spus, domnule, i-am spus la asistent, știți care e problema? Cel care dă viața are posibilitatea să o și ia. Așa că cel care dă viața dă și sângele în organismul uman. Și pe parte încurge și pe parte intră altul. Bine, a plecat ca să mă ducă. Acum trebuia să dea un supraveghetor să meargă cu mine. Acum ăla când a auzit, domnule, eu trebuie să stau acolo cu el și să-mi pierd timpul. Cum am zis, stai liniștit că venim înapoi. Era capitanul Popescu la poartă și mi-a zis, zice, acum vreau să testez credința serem. Vine Dumnezeul tău, te aduce înapoi, cum zici tu. Și am zis, stați liniștit că o să vedeți. Așa că am fost până la Ploiești, mi-a pus trei copii și m-am întors înapoi, purtam decât un bandaj, m-am dus, m-am vorbit, m-am apropiat de sabat. M-am pregătit pentru sabat și dacă are cel de la infirmier, spune, nu vei pleca mâine, nu vei ieși sâmbătă. Vei rămâne aici la infirmier. Stați liniștit, eu mâine scot. El m-a internat. Doi ori dimineața am plecat. Am plecat de la infirmerie și m-am dus și am spus, mi-am văzut cât că puteam un bandaj. A venit, mi-a dat aminte, a venit duminică și mi-a zis, fii foarte atent. Luni dimineață mergem la Ploiești. Dacă ai traumatism, ai încurcat-o cu mine. Zic, mergem cu cea mai mare plăcere și nu am nimic. Și m-am dus. Și când am venit de acolo, n-a scos niciun cuvânt până n-am intrat în penitenciar. De pormă mi-a zis, am o rugăminte, vrei să scoți o copt? Și le-am zis, cu cea mai mare plăcere. Acolo am spus, când va veni timpul să mă liberez, eu nu voi merge acasă. Și să știți că după ce m-am liberat, a fost vinerea, nu m-am dus acasă, a venit Dan Safciu și m-a luat de la penitenciar, și m-am dus cu el la adâncă, la adunare. Ca sâmbătă dimineața să merg cu Ionel la Șuța Seacă și Șuța Olteni. Deci nu m-am dus acasă. Dar vreau să vă spun că un moment important în viața mea, nu știu dacă i-am spus lucrul acesta lui Ionel, a fost momentul că după ce am venit de la Șuța Seacă seara, aici în Târgoviște a fost o vizită a președintelui Ion Iliescu. Iar el m-a adus cu mine în centru Târgoviște, am coborât de mașină și mi-a zis două cuvinte, ți-aduce aminte? Mi-a zis, bine ai venit în libertate și a pornit artificiile pe cer. Lucrul acesta l-am luat, că a fost totul pregătit pentru mine. Duminică am plecat acasă, m-a dus Dan Safciu, dar i-am spus un singur lucru. Dane, te rog frumos, eu nu știu unde stau. Așa că așteaptă să cobor și să mă orientez, că nu mai știu unde locuiesc. Așa că am coborât, m-am uitat în stânga, pe dreapta și mi-am văzut bătrâna pe maică. Și de-abia atunci am dat seama că acolo locuiam. Dar ce ziceți? După liberare totul a fost roz? Poftim? Nu. Atunci a început. Am mers în biserică la Poiană, că eu sunt din Poiană, și acolo am început să facem o trezire, o înviorare, am început să ne adunăm zi de zi, seara de seară. Și a început să apare botezuri, veneau și frații de la Târgoviște, fratele Darmas cu o echipă după aici, venea acolo la Poiană. A început să apare botezuri. Știți cine s-a supărat primul acolo în comună? Tot preotul. S-a supărat în așa fel încât a zis, la ei mei, termină cu el din curte. Și din momentul acela, eu am plecat din curte și am fost plecat până în ziua de astăzi. Bine, părinții mei acum nu mai trăiesc și de atunci, din momentul acela, eu am rămas fără casă. Dar nu și fără tată. Mă refer la cel ceresc.
Președintele Conferinței Muntenia pe atunci, Petre Teofil, mi-a zis că să merg ca evanghelist la ei în românești. Pentru că e o lucrare de făcut și am mers. Acum gândiți-vă, să pleci din Poiană, să mergi într-un sat, cu bagajul în căruță, unde să te duci cu el? Ce ziceți, vi se pare chiar ușor să pleci la întâmplare, cu bagajul în căruță, să pleci unde? Am plecat prin credință și când am ajuns în românești și ne-a zis, te-am o casă disponibilă, du-te și stai în ea. De atunci am stat în cinci case, acum stau la cineva într-o casă, mi-a lăsat-o toată ei din București, dar contează un singur lucru. Știți ce este acela? Atunci când îți pui încrederea de plină în Dumnezeu, lucrurile pare rezolvabile. Și nu că par, ci este cu adevărat. Când m-am trezit aici în românești, e o grupă de romi. Și am zis, mergeam prin sat într-o duminică, era numai dansuri, era muzică și am zis, Doamne, îi întrebam pe soție, aici cumva e Egiptul? Și am zis așa un lucru, Doamne, schimbă-i! Și știți ce am constatat? Că trebuie să-mi schimbi rugăciunea. Și știți cum m-am rugat pe urmă? Doamne, schimbă-mă pe mine! Și așa am putut să înțeleg, așa am putut să formăm un nucleu și s-a născut o dorință în noi. În grupa aceea exista și veselie, dar aș vrea pe colegii de la tehnic să afișeze locul în care noi ne adunam în acea grupă și unde ne adunăm și astăzi. Aceasta este biserica unde ne adunăm astăzi. Cum vi se pare, modernă, nu? Vedeți că sora Viviana mi-a făcut emblema de la Nou Grand. Este o baracă tip vagon, cumpărată de Traian Aldea când a scris cartea Scrisori Apocaliptice. Banii care i-a luat pe carte, i-a investit în acest loc. Aș vrea, dacă puteți, să puneți o fotografie aceasta. Uitați, cam așa arată. Aici este o adunare, nu? De multe ori a trebuit ca să ne oprim să facem invitații, deoarece condițiile inumane, sau mai bine zis, pe timpul acesta, unde temperaturile sunt foarte ridicate, să inviți oameni să stai unul lângă unul, e frumos, e comod. Locul acesta, această adunare, această baracă, e în curte la cineva. Omul acela a vândut casa, a cumpărat-o un altul și pe acolo se obișnuiește până o face să stea cineva, a băgat pe cineva. Ne-a pus pe foc și grupul sanitar, vezi, eu am rămas și fără, deci nu se mai poate, că dacă faci altul, diseară nu mă-l găsești. Ălea. Și am pus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, trebuie să facem ceva. Am început lucrarea prin comună, am început lucrarea în școli și totodată m-am împrietenit cu primarul. Primarul îmi spune, zice, măi Florine, știi care e problema? Vreau să-ți dau un loc de casă pentru tine. Așa că am făcut niște acte, ne-a dat locul de casă, a venit, a măsurat și mă cheamă deoparte, zice, măi Florine, n-ai vrea, mă, să-ți dau și pentru biserică un loc? Și am zis, poate, domn primar. Așa că n-am mai stat, cum sunt un pic, m-am dus acasă, am luat bicicleta și m-am dus direct la primărie. Am venit să-mi dați locul. Păi, zice, chiar acum? Păi, acum. Haideți, uiteți care e demersul. Hai să sun la conferință, să facem demersurile ca să-l dați pe, direct pe conferință, nu să-l dați pe persoană fizică ca să... Că zic, noi totdeauna nu vrem ca să creăm, să zic că e biserica mea. Așa că mi-a dat locul pe conferință. Acum aveam locul, dar te poți aduna pe loc? Și am pus înaintea lui Dumnezeu, Doamne, la tine este totul. Și știu că tu ai și o bancă, banca cerului.
M-am întâlnit cu cineva de la Crinu și mi-a zis, vreau să ajung și eu pe cineva să fac o biserică, aș vrea să investesc și eu ceva. Mi-a venit un pic să zâmbesc și am zis, păi eu caut pe cineva să investească într-o biserică, ce-ți dau 100 de milioane? Și dacă e mă amănunți, omul la până la urmă a mai dat 100 de milioane. Și am început o construcție, dacă se poate da o imagine un pic înapoi, nu știu dacă observați ceva acolo. În momentul când noi ne-am pus, uitați, lemnele jos să facem cofragul, pe pământ s-a lăsat curcubeul. A fost dat și la Speranța TV când a venit Lavinia Stoica, la Dincolo de Bariere, acolo am avut câteva emisiuni. Am început construcția bisericii. Acum noi, eu acolo în grupă, mai am încă doi bărbați, unul e plecat până Germania, unul merge pe lucrări în provincie, a mai venit încă unul acum, dar să vedeți cum Dumnezeu face, mi l-a luat și pe ăla, că n-avea secretar la Poiana, la comunitatea înaltă, mi l-a luat și pe ăla și a rămas iar din nou singur bărbat. Cu cine să lucrez, că aveam numai femei, femeile aveau câte 5 copii, 6, sora lor, Dana știe grupa, dar să știți că și dânsa a avut o intervenție penitenciară, a venit, era mai micuță și m-a aduceți aminte, ați venit cu cântatul. Și cu cine să lucrez? Ceea ce vedeți dumneavoastră de aici este oameni din sat și penticostari. Au sărit să mă ajute la muncă. Aici sunt tineri din sat care n-au nici, până acum n-au nicio atribuție cu biserica. Au venit, a zis, vreau să te ajut. Culmea, terenul acesta unde se află, așa se află biserica în faza de astăzi. Așa a rămas, decât trebuie continuată. Ceea ce, ce este de remarcat este faptul că acei băieți care au venit au spus un lucru. Noi vrem să facem ceva și noi pentru că dorim o biserică în satul acesta. Dar mai întâi de toate terenul pe care s-a ridicat biserica, știți ce a fost cândva acolo? A fost fostul ceapeu. Iar locul acesta era izlas comunal. Știți ce a făcut Dumnezeu înainte de a face biserica? A tornat cu ovor asfaltic, a asfaltat toate drumurile de acolo, a băgat lumină electrică, a creat toate condițiile. Că spunea fratele președinte, aici este Băneasa 2. Vis-a-vis de adunare a făcut un teren de sport și va face un market. Și mă gândeam, de ce oare Dumnezeu dorește lucrul acesta? Pentru că s-a învățat un lucru. Atâta timp cât îți pui încrederea în Dumnezeu și lucrezi, omul se poate transforma. Citeam în versetul 3, da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Ce ziceți? A făcut mari lucruri pentru noi? A făcut și va mai face, sunt sigur de lucrul acesta. Dar cel mai mare lucru care l-a făcut pentru noi a fost că ne-a transformat. Vorbeam cu frații și spuneam că aici s-a format un obicei. Suntem învățați să luăm masa împreună. Suntem învățați să stăm unul lipit de altul. Ce vă spune lucrul acesta? Astăzi ați văzut că am venit aici în comunitate cu o fată. Vă spun că este pentru prima oară când intră într-o biserică, de asta ce am intrat, am intrat într-un, la noi acolo în vagon. Această fată a mers de câteva ori în biserica penticostală, că vă spun că vreau să vă spun un lucru, cu tot ceea ce am lucrat cu tinerii din Românești, mi-au luat penticostalii și au format 3 biserici acolo. Dar lucru care este cel mai bun că toți e cu ochii către biserica noastră. Într-o zi vine și spune cineva că a avut o viziune în biserică și a spus că cineva i s-a arătat că în Ceapeu se va înălța o biserică cu un nivel în care va locui Duhul Sfânt. Și majoritatea sunt cu ochii ca să vină acolo. Băieții aceștia doi sunt penticostali. Să știți și totdeauna întreabă, fata aceasta
M-a sunat într-o seară, nu știu, dar poate pentru mulți ziceți că e o oră care nu. Știți cât era ceasul? 12 noaptea. Florine, vină până la mine. Păi zicând, ce acum? Nu stăm nici departe. I-am zis lui Luba, haide să mergem până la fata, la Moca, îi spune. Ea e patroană, are un magazin. Și mi-a spus, vreau să mă lămurești ceva. Spune și dacă e de competența mea, te voi lămuri. Am fost și la Pentecostale. Dar nu mă simt bine, rugăciunile alea, parcă, nu știu, mă simt la nebuni. Zic, nu trebuie să-i jignim, dar ce dorești? Vreau să cunosc Biblia. Zice, dar am un lucru. Nu vreau să vii cu tema pregătită de înainte. Vreau ca eu să pun întrebările, iar să-mi răspunzi la... Și a spus, bine. Sâmbăta trecută, după ce am venit seara de la adunare, mă sună cam până la 9:30, 10:00. Ai până la mine. Și mă duc. Și m-am dus, seara, am plecat până la 3 dimineața de la ea. Vă spun pentru cineva începător, știți ce întrebare mi-a pus? Care, ce este cu preoția și ce este cu sanctuarul? Nu vă surprinde cineva care nu are legătură? Și am spus, zic, că despre sanctuar am predicat chiar la 11. Ce au ce am pierdut? Și am început să vorbim și așa că discuția s-a întins până la 3 dimineața. Și când auzi că vine aici la Târgoviște, face, la ce oră plecați de acasă? Zic, păi pe la 6 sunt, mă sun și merg cu voi. Așa că a venit și de aceea a plecat soția, că trebuia să plece cu ea, că... Știți ceea ce este important? Acolo când eram în penitenciar, ne formasem o biserică. Și nu o biserică oarecare. O biserică care totul se rezolva prin rugăciune. Știți care este visul meu? Să văd peste tot pe unde merg aceeași atmosferă pe care o avem acolo. Poate vă surprinde, ce-s cum o atmosferă, da? Aș vrea ca frații, dacă pot să pună un clip, clipul acela din biserică, să vedeți și condițiile cum ne adunăm în biserică și de ce nu pot, că vă spun sincer că uneori îmi pierd timpul până la 1, 2, 3 noaptea, dar nu m-am curajul să mă invit oameni. Dacă se poate să pune clipul acela, să vedeți de ce. Acum am gândit cât am stat la frați și am văzut că începe ploaia, m-am gândit la un singur lucru, ce or face surorile dacă nu sunt acolo. Uitați condițiile. Așa se întâmplă când plouă. Trebuie să punem vase, chiar și în partea amvonului. Ne-a și spart-o de câteva ori. Și am hotărât ca facem tot ce-i posibil și în cel mai scurt timp să ne mutăm. Deja am început să ne mai adunăm și în noua biserică, chiar dacă nu e tencuită. Am vorbit cu fratele Gosfri și am zis că la sfârșitul lunii vrem să facem și o evanghelizare, pentru că sufletele trebuie să cunoască adevărul. Nu trebuie să mai stăm. Mulți mi-au spus că nu prea e bine, tu nu ai casă și te luți pentru altceva. Și am spus și o repet, eu am un proiect. Știți cum se numește proiectul românești? Poate cineva să intuiască? Proiectul românesc se numește Solomon. Poate vă întrebați, știți de ce? Care e primul cu care l-a făcut Solomon? Poftim? Asta îmi doresc eu. Și știți de ce? Dacă ai un loc unde se cheamă numele Domnului și vezi sufletele că se îndreaptă către acolo și le vezi salvate de la o viață, la o viață cu adevărat, cum te simți? Spune aici, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Este așa sau nu? De aceea suntem plini de bucurie. Și mai spune, Doamne, adun înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Copiii din românești s-au pierdut.
Am început acum, când puneam geamul la adunarea aceasta, au început să vină copiii și mă întreabă: camera ce ai pentru noi? Și am spus da. Păi și când venim? Așteptați. Am făcut un program, dacă puteți să puneți și clipul acela cu copiii, un program dedicat mamei. Nu am făcut nicio pregătire pentru că n-aveam unde. S-au adunat copiii și am făcut programul. În momentul acela s-a dat poeziile, s-a dat tot. De ziua de mulțumire îi dau un sărut cadou. Chiar o cruș. Sunt copiii care nu au avut o pregătire, nu au făcut cu ei repetiție. Ochii tăi sunt violele. Floare de nu mă uita, te iubesc, mămica mea. Care-i mama ta? Iubi? Arată că o iubești, hai. De ziua ta, mămico, în drag ți-am adus inima. Copiii nu au făcut repetiție, nu o să fie să cânte chiar așa, pentru că e pentru prima oară cântecul l-a auzit și... Pe băiatul de la ușă, de acolo, din partea cealaltă, l-am învățat chiar să și predice. El are 12 ani, el și cu celălalt. Am avut un copil, unul mai micuț, atunci când le-am pus să dea flori la mame, s-a dus acasă și i-a spus lui mama sa: dar mie de ce nu mi-a dat floare? Și mama sa i-a zis: păi tu ești băiat, trebuie să primești flori. Programul, să știți că ar putea să fie mult mai făcut. Ar vrea să puneți, dacă se poate, și în școli. Același program au început copiii în școli, în școlile, în Potlogi avem o școală care acum a devenit liceu. Și acolo doamna director mi-a spus într-o zi: dar nu vrei să faci ceva și pentru copiii de la școală? Aici este elevii de clasa 8-a, 9-a. Și mi-a spus da, cu cea mai mare plăcere, ce îți pun la dispoziție tot. A venit și preotul acolo și a spus: da, dar dânsul știu că e adventist. Și directorul a spus: duce, domnule, poți să faci ce face dânsul? Nu, atunci lasă să-și facă treaba. Dar v-am spus, atunci când ești oprit de la anumite lucruri, asta e Potlogiu, în românești nu am adus clipul, acolo se lucrează un pic mai greu că e școală de romi, aici e școală mixtă, cel puțin că doamna director de acolo mi-a pus totul la dispoziție, videoproiector, tot, clasa, mi-a dat profesoară, fii atent ce cere, îl servește, nu aud că pe urmă avem belea. Și mulți din copiii aceștia când mă văd, a, e domnul de la sănătate, spune. Aș vrea ca să spun că acestea nu este nici ca o laudă, nu este nici meritul meu, ci este meritul lui Dumnezeu. Am fost în luna decembrie, eforturile, să știți că îți spun cuvântul, a trebuit să mă operez, m-am operat la Spitalul Sfântul Ioan, la fratele Cotaru, mi-a pus o plasă, am făcut o operație de ernie datorită la ridicături și mi-a zis încă să mă feresc, dar mă feresc atâta timp cât Domnul mă protejează. Eram în spital și m-am simțit primul sabat în care eu n-am fost la adunare. Știți ce greu mi-a venit? Era vineri seara, știam că se deschide sabatul și eu eram operat, nu puteam să mă mișc, unde să mă duc, dacă era chiar după operație, cum să plec? Și am zis: Doamne, nu este bine, ajută-mă să fac ceva în acest loc. Știți ce a făcut Dumnezeu? M-am rugat
Și aud că vine niște copii și cânta pe hol. Era înainte de Crăciunul Ortodox. Mă, și pe hol am văzut, era niște copii de la Alianța Evanghelică. Și i-am întrebat, știți cântarea Vreau lângă Dumnezeu? Și ei zic, da, o știm, n-ați vrea să o cântați. Și unul dintre ei mor, ci da, o cântăm, hai să o cântăm cu toții. La care unul dintre ei, văd că dumneavoastră aveți darul vorbirii, n-ați vrea să și vorbiți câteva lucruri? Știți ce s-a întâmplat? Au cântat, au ieșit toți din saloane și a trebuit să vin să vorbesc. Știți ce mi-a zis asistentul? Ce? Pentru prima oară, când în acest loc au ieșit toți din saloane, s-a împărțit cărțile că mi-a adusese frații înainte, venise cei de la Popa Tatu. Și aș vrea să vă întreb, m-a lipsit Dumnezeu de un sabat fără adunare? De ce? Fiindcă El cunoaște interiorul nostru. Spune aici că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu ce? Dacă nu curge lacrimă, nu vei avea niciodată bucurie. Dacă nu vei plânge, niciodată nu vei râde. Știți de ce? Știți că întotdeauna biserica e mai unită? Când este zguduită. Și știți de ce? Atunci când te simți prea comod, ți-e foarte greu să te deplasezi. Aș vrea ca să vă spun câteva cuvinte înainte din Sfânta Scriptură, care aș vrea să le luați ca pe o făgăduință, nu din partea unui om. Pentru că omul nu poate aduce nimic. Eu prima dată când am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, știți ce mi-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut echilibru. Și știți că și Biblia are un punct de echilibru? Știți sau nu? Punctul de echilibru al Bibliei este chiar textul de la jumătatea Bibliei. Știți ce ne spune la jumătatea perfectă a Bibliei? Ce făgăduințe ne dă Dumnezeu? Știți care e jumătatea Bibliei? Psalmul 118 cu versetul 8. Știți ce spune? Mai bine este să cați adăpost în Domnul decât să te încrezi. Știți în ce? În om. Și aș vrea ca de încheiere să vă citesc din Efeseni ultimul capitol de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotrivirii uneltirii diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare dacă, după ce veți fi biruit totul. Să știți că ce a fost va mai fi. Nu spune nicăieri că biserica, cu cât timpul se apropie de sfârșit, va fi scutită de prigoană. Scrie undeva? Dar ce trebuie să facem? Vă îndemn la un singur lucru. Dacă vreți să aveți pace, dacă vreți să nu mai fie probleme de comitet, să nu mai fie ceartă, vă îndemn, dați-vă mâna și plecați la semănat. Știți de ce? Când te întorci, nu știu câți de aici le place agricultura, când te întorceai din câmp după ce semănai, ce făceai? Poftim? Te rugai, dar erai bucuros, erai obosit, mă, aveai timp să mă te duci să vezi ce a mai luat vecinul, s-a mai făcut cutare? Veneai și vorbeai cum a fost la semănat. Când te întorci din lucrare, de multe ori, uitați, când vin acasă, seara, la 12, până la 1, până la 2, până la 3, știți cum mă odihnesc? Ca un pui de găină.
Știți de ce? Pentru că știi că ai putut să faci ceva pentru salvarea altui suflet. Dar cel mai important lucru este ca să ne unim în dragoste, să trăim potrivit cuvântul lui Dumnezeu și să grăbim și să așteptăm, știți ce? Ziua aceea. Și ziua aceea nu e departe. Poate că timpul va face ca să ne mai întâlnim și veți auzi mult mai multe lucruri. Ceea ce vreau să vă spun este că am avut ocazia să și mulțumesc, pentru că speranța mea a venit acolo și datorită speranței din Târgoviște, că a fost oameni care au plecat de aici. Și dacă numele vă este speranța, duce speranța celor care nu au speranță. Amin.